Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! O să înceapă școala peste câteva zile, mai tic-tac. Hai să vedem cum ne pregătim noi de prima zi de școală. Ia uite Amza, pe Amza ce fel de bol îl așteaptă. Un bol plin de ciorbică. Deci, umblada pahăgeată, da? Wow, cum arată. Extrem stau. Ok, bluza ok, este ok, pantaloni is mai lângă. Noi când vorbim despre școală ne aranjăm, ne pregătim. Astăzi vorbim despre o etapă nouă. Ok, super, sunt excited atunci. A zis bunica pentru că sunt foarte largi și să-i porți tu. Așa zic? Da. Mama, o să vezi bunii, o să micoase așa. Dar chiar e foarte cool. Lămurește-i, lămurește-i. Deci, uniforma s-a schimbat anul ăsta și este foarte urâtă, părerea mea, adică poate unora le place. Este o uniformă foarte liniștită, foarte știarsă. Nu, da, e veche, e foarte veche, adică nu e... No, e fain să fie decentă, știi? Dar nu asta e faza, pentru că e urâtă puțin. Dacă vreți vă arăt cum o să... Ca să înțelegeți voi contextul, ea este la școala americană, zicem noi, o școală internațională aici în Brașov. Iar de anul acesta, Scarlett abandonează școala românească și o să dea și ea join la școala Melissei. Da. Adică Melissa intră în clasa A. Noua. Adică Melissa este la liceu, iar Scarlett intră în clasa 5-a. Bun! Hai să începem vlogul Back to School, vlogul mult așteptat. Eu eram la școala română și mama a zis: Scarlett, trebuie să te muți într-o școală. Eu vreau să merg la școala americană, din cauza că vreau să învăț mai multă engleză și să-mi fac mai mulți prieteni. Sunt foarte fericită și încântată așa pentru Scarlett, pentru că știu că o să se dezvolte foarte repede. O să fie greoară, o să se adapteze ușor, nu? Da, o să mai trec pe la ea jos acolo la copilași mici să văd ce face. Și... o să fii sora mai mare care o să protejezi. Da. S-au împlinit 15.000 de like-uri la video cu camera lui Melissa. Da. Asta înseamnă că o să facem room tour-ul tău. Yay! Dați un mare like și pentru videoul acesta cu Back to School, pentru că era mult așteptat. Deci uitați-vă bine ce păpăci albe, da? Sunt foarte albe, da. O să-i vedeți peste o zi. O să-i vedeți negri. Deci la mine la școală nu trebuie să dai capacitate, pentru că continui direct cu acea școală dacă vrei să mergi la acea școală. Și clasa 8-a deja se consideră liceu, clasa 7-a e pre-high school și sunt împreună. Na, pentru că nu sunt suficienți copii, adică sunt 20, clasa 7 și 8. Eu, care am fost înainte clasele 1-5 și eram 35 în clasă, deci e ceva diferit, dar îmi place, chiar îmi place, mai lejer, mai liniște, deci este fain. Încălțămintea asta este încălțămintea clasică, nu? Pe care o ai... Asta am nevoie la școală acum, pentru că s-a schimbat. De papuci ai nevoie. Ok, și asta este prima zi de școală? Outfit-ul primei zile de școală? Da, eu nu aș avea voie cu acest tricou pentru că este roșu. Am nevoie de uniforma de la ei. Deci la noi la școală nu avem voie să vorbim în română deloc. Adică am zis odată că nu știam cum se zice la plombă, știi? Și am zis, când vorbeam, am băgat în propoziția mea plombă, știi? Mama era directorul în spatele meu și a zis, gata, la office Melissa. Am zis, oh, ei, super, iubesc acest moment de fiecare dată când mi se întâmplă. Odată am mai spus mersi, pentru că efectiv am primit un corn de la o colegă și am zis mersi, mi-a venit. Și după aia mi-a zis că nu, dar nu avem voie nicio altă limbă, pentru că avem și oameni din Franța și ei nu au voie să vorbească franceză. Dar, da. Melissa, am văzut un comentariu, îmi zicea cineva: Paul, de ce ai tot timpul părul ciufulit? Pentru că nu știu să-mi fac altă freză mai faină. Așa, știi? Chiar așa lins, știi? Nu-mi place, zic, nu-mi place. Îmi place mai wild așa. Hai că e prea wild. Da, spune, deci. Prea wild. Deci părul tău, credeți-mă, oameni buni, că este mai bine decât dreaduri. Deci, îți garantez eu. Decât cum este. Știați că am avut dreaduri? Dreadlocks? Știați că am avut? Punem o poză? Body, we were moving in the dark. With every breath we take, your fall. Să vă zic cum mă simțeam eu în prima zi de școală. Mă simțeam groaznic. Și ce însemna prima zi de școală pentru mine? Toată viața? Știu. Toată viața. Vă știți? Nu știu. Vă știți? A fost ziua mea, pe 15 septembrie, când s-a început toată copilăria mea școala, era ziua mea. Fetele încep cu o săptămână mai devreme față de cum se începe școala românească, adică de cei mai mulți dintre voi, cei mici, care vă uitați la noi. Tu începi pe 30 august și Melissa începe pe 31 august. Dar de ce? Pentru că ați vrut la școala internațională. De ce Scarlett pe 30 și eu pe 31? Pentru că ăștia mai mici așa trebuie să introduci mai ușurel, ușurel așa. Oh, da, înțeleg. Ce materii vei avea noi în anul ăsta școlar? Sau cu ce se ocupă materia? Pre corp și viață și organe și să trebuiască să taie o broască și să se uite înăuntru în ea și să chiar să o taie ei cu cuțitul, deci mi-este frică pentru că eu nu vreau să tai nimica. Chiar nu vreau, mai ales broască. Te ajută Amza. Da, îl chem pe Amza la școală, că sigur iau 10 cu el. La voi în școală nu este bullying, nu? Mie mi se pare că față de alte școli este bullying foarte puțin și asta este tratat cel mai dur la noi în școală. Adică dacă te duci la cineva și îi spui că numai că ești loser sau ceva, deci te duce la numai că ești loser? Grav, foarte grav. Dacă ești loser, te duce la detenție. Adică mie chiar nu-mi pasă dacă îmi zice cineva orice, chiar nu știu chestia asta, dar este bine, mi se pare foarte bine și este și o fișă cu vreo, habar n-am, 20 de reguli și 20 de chestii despre bullying și na, ne explică o dată pe an, ne zice toată aia și o oră întreagă vorbește despre bullying. Deci. Și noi vrem să facem un video special despre bullying și despre cât de nociv este el și să nu faceți niciodată și tot ce faceți în viață să vi se întoarcă, pentru că asta este o lege lăsată de Dumnezeu și vrem să vă conștientizăm vis-a-vis de treaba asta, cât de mult rău poate face o vorbă grea unui adolescent, unui tânăr. Și eu ce te învăț pe tine este întotdeauna să ai grijă de persoanele care nu sunt atât de băgate în seamă. Da! Prima zi de ce? Prima zi de grădiniță. I-am luat niște hăinuțe pentru prima zi de grădiniță. De la cine? De la o firmă, Sinsay. Ne-au trimis și pentru asta o să avem și noi haine noi de prima zi de grădi, știi? Și de școală. Uite, numai că, nu știu dacă știți despre Amza, el are o problemă cu încălțămintele noi. Să vedeți numai cât o să mă chinui să-l conving să se încalțe cu papucii ăștia. De fiecare dată când cumpără o încălțăminte nouă, trebuie să stau să-l conving, să se obișnuiască și după o perioadă se încalță. La început plânge de fiecare dată când îl încalț. Nu știu care e, ce fel de sindromie. Dacă o cunoașteți, vă rog să scrieți acolo în comentarii. Măcar să știu diagnosticul. Sindromul de răsfățare. Nu știu, nu e. Nu e răsfățat, nu e din cauza ei. Chiar e o fobie ceva, nu știu, e ceva. Nu te strânge. Amza, uite-te la mine. Adică aventura te așteaptă. Asta e un tricou cu aventură, mami. Ia uite. Uite, ți-am luat papucii cu două numere mai mari decât ai tu piciorul, pentru că așa îți place. Da, uitați. Deci așa i-am luat, așa iau eu papucii. Pantofii? Pentru că așa-ți plac și altfel ți se pare că ți-s mici, ți-s mici. Nu așa îmi plac. Ba da, mama. Acum e prea mare, altă dată e prea mici. Îmi place fisca mărimea care la papucii ăia stricari. Aia, da. Că este acolo o chestie. Imaginați-vă de fiecare dată când trebuie să îl încalți până se obișnuiește. Așa se întâmplă. Mamă, stai un pic. Da, mama, am făcut limba. Tot. Limba am tras, uite și acum am tras limba. Stai un pic, că mi-e foarte mică șapca. Totul e mic, deci totul e mic. De aia a început să poarte papuși cu 7 numere mai mari. E bine? Ce asta? E o bluză. Ridică-te. Ce subțire e. Chiar poți să rup. Ce bine -ți stă, tati. Hai că arăți foarte fain. Și ghiozdanul ăsta frumos de la Daco. Ce fain arăți, Amza, ești super. Ce zici, bunica? E super, super. Foarte fain. un elev cu adevărat elev. Așa. Acum trebuie doar să-ți mai dorești să mergi la grădini, să fim conștiincioși, să învățăm, pentru că ne pregătim pentru clasa 0. Trebuie să meargă, să fie punctual și să nu sunt în clasa în grupa mică. Nu, ești în grupa mare. Stați numai puțin, că Amza astăzi este mai smiorcăit decât este el de obicei. Nu vă imaginați că este așa tot timpul, nu îl reprezintă scena de acum. Da, are el o problemă cu hainele, dar în fine, nu despre asta vreau să vorbesc. Auziți, și rechizitele și hainele noi le-am primit. Vă spun sincer că am fi cumpărat rechizitele de care aveam nevoie, bineînțeles că ai nevoie de școală, dar pentru haine cred că nu am fi făcut cumpărături. Adică poate am fi cumpărat ceva, dar nu așa. Noi le-am primit și de asta ne bucurăm de ele. Dar ce vreau să zic e că nu este obligatoriu să ai haine noi ca să te duci la școală. Ba chiar vă spun că mi se pare o chestie aiurea tot efortul ăla de a arăta polișat și lustruit în prima zi de școală. Noi suntem bucuroși pentru ce am primit, vi le arătăm și voi și împărtășim bucuria asta cu voi, dar nu vă... Nu știu, copiii care se uită la noi să nu vă frustrați că voi nu aveți haine noi de școală. E ok, și fetele după aia o să poarte chestii care le iau și de anul trecut sau nu le-au rămas mici încă și așa mai departe. Toate rechizitele le-am avut de la Daco, prietenii noștri de foarte multă vreme, le găsiți pe Daco Mag. Foarte multă vreme. Hello! Hello! Ce faceți, dragilor? Deci este sezonul Back to School din nou, deci cât am așteptat sezonul ăsta atât de mult, pentru că eu iubesc, nu știu, să fiu organizată, să am chestiile mele. Asta îmi place la școală cel mai mult, gen sezonul Back to School. Deși nu am chef acum de școală deloc, pentru că a fost o vară plină de chestii faine și mi-a plăcut foarte tare vara asta. A venit coletul de la Daco, sunt două cutii gigantice, adică foarte mari. O să vedeți, pentru că facem un haul cu ce am comandat de pe Daco. Deci am cumpărat și la Amza pentru grădii. Deci haideți să le deschidem. Ok, deci asta e prima cutie. Aici este cutia lui Amza, scrie Amza și cea lui Paul și Sara. Ok, o să începem cu chestiile care nu sunt așa de exciting de înainte. Deci m-am așteptat. Deci am luat aici perforator, am luat asta capsatoare, asta bloc de cutie. Un caiet, dar era să numea cumva. Și chestia asta cea mai faină. Deci asta este un dulapior. Este un organizer și eu am exact la fel. Îl are de anul trecut și l-am de anul trecut, e super fain și tata l-are pe negru. Cutia lui Amza. Wow! Ok, deci vine foarte drăguț. E un cadou pentru tine. Să faci crafturi. Băi, ce se aude acolo? Ce mai speriat? Ce faci, tata? Stai, nu știu, s-a focusat? Ok, cred că s-a focusat. Ce ghiozdan! Wow, ce ghiozdan frumos! Drăguț! Și asta ce e? Este pentru pensule. Niște carioci. Deci cariocile sunt foarte bune. Wow! Ia, da și ăstea. Am stat deja așa deschis plastelina. Ok, deci... Ok, dar chiar m-am lovit. Pe una scrie Melissa, pe una Scarlett și să le deschidem deodată și eu o să vă arătăm pe rând. Haideți să deschidem, să puteți fericită. Wow! Deci așa e a mea și a Rusca. Un cadou cu numele noastre pe ele. Deci... Ce drăguțe sticăre! Wow! Oara! Ce ghiozdanul meu, să am chestiile faine! Uau, chestiile faine! Deci astea e niște organizer transparent așa și o să mi le pun undeva acolo pe dulap, cred. Asta e ghiozdanul meu! Eu am un penar care arată exact la fel, cred că este la fel, din aceeași gamă. Uite-l, e fix la fel ca ghiozdanul! Deci eu mi l-am comandat, uite, așa. Scarlett se gândea. Și vine și așa. La Scarlett se gândea că pe site era unul care arăta așa și unul care arăta așa. Scarlett se gândea pe care să-și lea, că amândoi îi plăceau. Pe ăsta sau pe ăsta? Și l-a ales pe ăsta și după aia se pare că le are pe amândouă, deci foarte tare. Dar e mai tare! Am și chestii înăuntru. Și creioanele astea sunt foarte bune și vine... Da, și vine cu multe chestii super tare. Clasicile highlightere pastel, pe care efectiv mi le iau în fiecare an și mi se consumă în fiecare an pentru că le folosesc atât de mult. Deci în fiecare an mi le iau aceleași. Astea, foarte bune, vi le recomand, deci chiar le recomand. Ok, ce mai mi-am luat eu sunt și pixurile astea cu mină. Foarte bune, astea le am și de anul trecut și tot le iau din nou. Mi se tot pierd, pentru că am clasa mea, gen, îmi aruncă, zice, poți să-mi pun un serog în creion? Zic, sigur. Îi dau și după aia vine fără capacul ăsta și chestii de genul. Mi se par că sunt foarte faine, uitați-i. După aia am și pixurile astea, tot așa. Set de geometrie. Wow, mi-am luat și niște pixuri colorate, pentru că eu mai scriu, mai încerc să-mi fac caietul frumos, nu știu, să încerc să fac studiatul fain, nu știu cum să vă explic, gen interesant. Am creioane grafice de la Milan. Și Osca. Eu am și o scuțitoare și un scoș din ăsta. Aceleași caiete, caietele mele preferate. Dacă nu erau faine și nu erau calitative, nu le recomandam. Și nu vă ziceam de ele. Da, și vă recomandăm, că sunt foarte faine și noi le folosim. Exact, eu le folosesc tot anul, gen, toți colegii mei știu că toate chestiile mele sunt de la Daco, nu știu. Da. Și mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi, cum ne bucurăm și mulțumim Daco. Daco a fost primul brand care a vrut să colaboreze cu noi. Drăguț. Primul brand, wow! Da. Sunt lucruri foarte faine și voi le găsiți în toate librăriile și pe dacomag.ro. Hainele sunt de la Sinsay, știți Sinsay? Magazinul? Da. Bun! Acesta a fost vlogul de azi. Urmează un vlog legat de școală, legat de Scarlett, de cum o să se mute. Exact, și de vlogul de cameră. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Acesta a fost vlogul de azi și nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să primești notificări de fiecare dată când postăm și ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa! Pa, pa.